tragedia prăbușirii Șurimei pălește pe lângă povestea învierii sale. Într-o piață de la marginea deșertului își face apariția o străină, Casiopeia, o femeie de viță nobilă din Noxus, caută un ghid care să o însoțească în orașul pierdut. Dar nu orice ghid. Casiopeia o angajează pe posesoarea unei arme antice legendare, războinica pe nume Sivir. Sivir își adună oastea și împreună se îndreaptă spre deșert pentru a descoperi comorile Șurimei. După 5 zile sub soarele arzând, un cercetaș vede vârfurile unor turnuri ivindu-se dintre nisipuri și trepte care duc sub pământ. Grupul coboară în întuneric. Comori antice scânteiază în lumina torțelor, până și Sivir e uimită de măreția acestor ruine. Oamenii săi o iau înainte, însă cad în capcane și sunt uciși pe loc. Sivir e îngrozită, însă Casiopeia nici măcar nu clipește. A pus ochii pe statuia unui șarpe uriaș, care păzește poarta către mormântul împăraților. Zâmbește. Arma aceea străveche e cheia. Casiopeia o trădează pe Sivir. Apucă arma, o pune în încuietoare. Acum nimic nu mai poate opri blestemul. Șarpele prinde brusc viață. Fălcile sale au prins-o pe Casiopeia. Veninul îi devorează trupul. Poarta mormântului se deschide. Renekton iese de acolo. Fratele meu iubit, pe care l-am ferecat departe de lume, acum o bestie sălbatică, urmat de Zerat, arhitectul chinului său secular. Sivir încearcă să se retragă la adăpost. Sângele îi se scurge din rană. Întunericul o îmbrățișează. Moștenirea Șurimei e pătată cu sânge.